Vă salut, dunărenilor. A venit din nou vineri. Vine weekendul și am intrat cu toții în fibrilație așa pentru o nouă ieșire pe malul Dunării. O să fie o partidă mai lungă pentru mine de această dată. Weekendul trecut am pescuit doar câteva ore. De această dată o să stau de vineri până duminică. Urmează două nopți și două zile petrecute pe malul Dunării. Sunt singur de data aceasta, dar o să mă întâlnesc cu un bun prieten care s-a lansat deja la apă, vine cu barca din portul Oltenița, mă tot sună și îmi spune că sunt valuri pe Dunăre, e din nou un vânt puternic, dar să sperăm că se va ameliora. Prognoza meteo arată că mâine și poimine va fi ceva mai domol vântul, decât astăzi. Ce să zic, mă grăbesc să ajung cât mai repede pe malul Dunării, vreau totul să prind lumină și vă explic și de ce, puțin mai târziu. M-am grăbit atât de tare, Valvăr deja am plecat astăzi, sunt depozit de muncă și m-am grăbit, am aruncat practic bagajele în mașină să plec cât mai repede. Încerc să ajung pe locul de pescuit cât mai repede, e 5 și 25 de minute acum, ajung totuși pe lumină, se pare. Am plecat fără momeală, probabil acesta va fi și ideea filmului, o să pescuiesc cu ce găsesc la fața locului. Am o vargă pentru obleți, o să scot și niște râme, am o cazma la mine. Pentru backup, ca să zic așa, mi-am luat doar o găleată de porumb pentru nădit și o cutie de bonduel. Vedem ce o să iasă, ne vedem la fața locului cu povestim, vă spun exact cum și la ce pescuiesc și ce să zic, îmi urez singur fir întins. Revenim! Am coborât în pădure și o să încerc să scot niște râme albe de pădure. Cam așa arată bagajul unei persoane pentru două zile și două nopți pe malul Dunării. Dacă tot am ajuns la capitolul ăsta, vreau să vă și arăt că m-am chinuit ani de zile cu o cazma veche bătrânească. În sfârșit am reușit să-mi iau și o unealtă acceptabilă pentru procurarea râmelor de pădure. Cam așa arată locurile în care veți găsi râmele acele albe de pădure, atât de apreciate de mai toate speciile din Dunăre. O să încerc să vedem, n-am încă un suport pentru telefon, dar o să încerc să vă arăt așa dacă o să reușesc să găsesc. Trebuie să par totuși puțin adânc. Sper să găsesc repede una să vă arăt despre ce râme vorbesc și na, apoi o să continui munca, că e ceva de muncă la ele. Cum spuneam, nu sunt pregătit cu momeală, mă bazez pe ce găsesc. Așa vreau să abordez această partidă și revenim. O să închid acum și cum am găsit prima râmă, o să filmez din nou. Ok, și prima râmă. Despre asta e vorba, cam astea sunt râmele de care vorbeam, atât de apreciate de marea majoritate a speciilor din Dunăre. Pe astea mă bazez, cum spuneam, am și o vargă pentru obleți, dar sper ca râmele astea să-mi aducă somnul așteptat de vreo lună de zile pe zona aceasta. A cam intrat la hibernare, dar sperăm să-l aducem pe locul nostru până duminică.
Am ajuns în sfârșit. Suntem pe același loc pe care am fost weekendul trecut. Doar că vom pescui altfel de această dată. Partenerul meu mă așteaptă cum se cuvine, după cum vedeți. Un loc muncit și creat anul acesta în prohibiție. S-a muncit mult pe zona aceasta, aici practic nici nu puteai să cobori la apă. Nenea Mircea deja e pe el. Bună seara la toată lumea! Bună seara! Ce să zic, descărcăm bagajele și ne apucăm de pescuit. Am găsit și ceva rame să șerpești, n-am mai filmat că cu tot vântul care bate pe Dunăre, erau țânțari pe zona aia, într-o mlaștină, le-am găsit. Cam așa arată Dunărea. Puțin mai potolită, ca să zic așa, față de weekendul trecut, dar na, vedem ce ne rezervă și această partidă. Revenim. Aici e zona unde voi încerca cu două lansete la crap. Mi-am luat o găleată de porumb pentru nadă. O să mă mesc, o să fac ceva bulgări cu acest porumb și o să nădesc un pic în amonte. Evident că nu se putea și fără un pet. Îl iau imediat. Ce vreau să vă arăt e cam cum arată malul. Groapa adâncă aici în față, 10-12 metri, se vede după cum arată malul Dunării. O să nădesc puțin mai în dreapta, fiind groapă nu trebuie să mergeți foarte mult în amonte. 15-20 de metri maxim. Cam așa arată zona. Astăzi locurile despre care eu cred că țin crap. Nădim, avem tot timpul două lansete, poate trei pe crap, încercăm. Dacă intră ceva, împărtășim cu voi cu mare drag. Incredibil de frumos, incredibil de frumos. Am reușit să ne așezăm și noi cât de cât. Cam așa arată locul de pescuit. Aici încerc cu două la somn. Cu râme albe, n-am găsit foarte multe, am găsit mai multe maronii de la șerpești. Aici Mircea își face și el de lucru din barcă. Și în partea dreaptă, după ce am nădit cu vreo 5 kg de porumb, încercăm cu două lansete la crap. Probabil mâine, când voi avea și peștișori vii, o să încerc și cu două la șalău. Deocamdată n-am reușit să prind. Bine, nici n-am insistat cu varga aici lângă mal să prind obleți, dar în principiu dimineața e perioada propice pentru ei. Cam așa am de gând să pescuiesc la partida asta. Două bețe pe crap, două bețe pe șalău, două bețe pe somn. Știu că merge bine feeder-ul. Feeder-ul merge bine de vreo lună de zile pe zona Călăraș. S-au luat cantități impresionante de caras, plătică, morunaș și alte specii pe partea de feeder. Având în vedere că ultimele 4-5 partide le-am făcut aproape exclusiv la feeder și am prins destul pește, nu mă plâng. Am decis ca în această perioadă, în plină perioadă excelentă a feeder-ului, să vin să pescuiesc doar pe pește mare la partida asta. Să renunț la feeder, nici nu am cumpărat special, nu mi-am cumpărat viermi, pentru că nu știu dacă aș fi rezistat tentației și de asta nu mi-am cumpărat viermi pentru această partidă. Cum am spus, două pe crap, două pe șalău, două pe somn și vedem ce avem prin zonă. Încercăm doar la pește mare, vedem ce se întâmplă. Revenim, trebuie să mâncăm și noi ceva. Revenim mai târziu, poate la noapte, dacă nu, mâine dimineață cu un update al nopții ce urmează. Nu puteam să închei seara fără să vă arăt acest apus incredibil, băieți. Apusurile de toamnă pe Dunăre
au un farmec pe care doar dacă îl trăiești așa pe viu poți să-l explici, altfel nu, e incredibil de frumos, incredibil de frumos. Da, da. Primul pește al serii, băieți. O moacă venită la râma din pădure, șerpească. O moacă la limit, așa zice, probabil că are un kilogram. Dar e cina noastră de mâine seară. Primul strapazan al zilei. E dimineața, acum n-a avut cine să mă filmeze și n-am putut să filmez de la început și trăsătura și cum vroiam. Mircea a plecat cu barca, dar na, e un început acum de dimineață. Sperăm să vină și ceva mai mare. Încă o trăsătură la șalău. Cam așa trage. Nu mă poate ajuta nimeni cu filmatul, așa că o să-l iau acum și revin. A venit unul destul de frumușel. Un kilogram, un kilogram și ceva poate. La guvid, vă povestesc mai târziu și cum am prins guvizii și montura și revenim la următorul pește, băieți. Carasul e în mare vervă, băieți, am băgat o ucigașă de caraj repede să facem diseară un ceaun. Ca nebunul trage, pur și simplu. Cam asta se întâmplă când e pește pe zonă și mănâncă peștele. Ca nebunul trage, pur și simplu. Prindem 7-8 caraj să facem diseară un ceaun și ne oprim. Cum vă spuneam, am venit să pescuim totuși la alte specii partida asta, știm că mănâncă, știm că e activ, prinde aproape toată lumea. Vreau doar să vă arăt așa, cam cum funcționează o montură, zic eu, corectă, atunci când peștele e activ. Thank you.
o ciortănică micuță venită între timp, pe care bineînțeles că nu există altă cale decât să o eliberăm. Aceștia sunt carașii despre care vorbim. Superb, cam asta e talia, superb, superb pe un băț fin. Eu folosesc Colmy Commander, probabil că mulți dintre voi le știți. De 2,80, acțiune 220 de grame, dar fine pe vârf. Trăsăturile de caras și pești de genul ăsta ne fac zilele frumoase pe Dunăre. Încet, încet se apropie lăsarea serii, băieți. Ca un scurt rezumat al zilei, pe lângă somotei găsiți prinși în cârlig, găsiți dimineața de peste noapte și apoi repriza de 3-4 șalăi de dimineață de la ora 8. Vă spuneam ceva mai devreme, am încercat în jurul orei 10 să am găsit niște pufuleți într-o pungă, niște pufuleți din aceia galben de miere, undeva printr-o geantă. Și am hotărât cu Mircea să încercăm să prindem câțiva pești pentru ceaun, să facem diseară un pește prăjit la ceaun. Însă am avut o surpriză extrem de plăcută. Am zis că nu pescuiesc mult, pescuiesc o oră, două, cât să prind ceva pește pentru cina noastră din această seară. Însă activitatea carasului, pentru că n-am prins alt pește, doar caras, a fost una incredibilă. Pescuit în stilul meu, cu ucigașa de caraș, cu pufuleții aceia galben de vanilie, iar la momitor am folosit benzar mix cu aromă de ananas, dar nu cred că are foarte mare importanță. Important e că am dat de un stol generos de caraș aici. Activitate infernală, aș putea spune. Mi-am propus să nu pescuiesc la pește mic în partida asta, dar carașii frumoși și la jumătate de kilogram și mai mari m-au făcut să-mi reconsider poziția. Ținând cont și de faptul că activitatea somnului și a șalăului pe timp de zi a scăzut aproape spre zero și datorat și faptului că n-am avut absolut nicio prezentare la crab, am continuat alături de Mircea să pescuim, să ne distrăm la caras. Nu știu, cred că s-a adunat o cantitate considerabilă în juvelnic și acum am o trăsătură, dar nu o să întrerup pentru acest update. Trăsături frumoase, trăsături superbe de caras, s-a adunat ceva caras, chiar am prins frumos. Vine iar seara, revin la acea strategie, pescuit cu o momeală găsită la fața locului, am găsit și niște scoici, o să încerc la somn la noapte, încerc din nou să prind guviz pentru mâine dimineață. Oricum o zi superbă și vremea și trăsăturile peștilor ne-au făcut o zi frumoasă, o să vă arătăm și captura la final. S-a strâns ceva pește, caraș frumoși, mulți, la un moment dat nu puteam să o arunc pe a doua, pur și simplu, așa, o lua din zbor, practic. Trăsăturile continuă și acum, repet, ne-am apucat în jur de ora 10 de pescuit, e ora 5 acum, 7 ore de pescuit exclusiv la ucigașa de caraș pe care știți toți, exclusiv cu ce am avut la noi, doar o cutie de bonduiel pe care am avut-o la noi și am mai găsit o pungă de pufuleț în geamantan, nu avem vierm la noi. Exclusiv la bonduiel și la pufulete, activitate superbă pe zi. Revenim diseară cu un ceaun și un foc de tabără. Vă salut! A venit și primul ciortan mai îmbrăcat al zilei.
pescuim cu două lansete la crab, n-am avut nicio activitate. Însă Mircea, partenerul meu, s-a hotărât să rămână pe ucigașa de caraș și a venit un crăpcean frumos, spre 2 kg. Ucigașa de caraș clasic, cu pufulete de miere, un ciortan frumos. Toate speciile s-au prins astăzi, o partidă superbă, superbă. Revenim, băieți. Ok, ce vreau să vă mai arăt, băieți. De fiecare dată când găsiți așa pe malul Dunării, așa ceva, scoișca astea, le puneți undeva la soare. E o mumeală excelentă pentru somn, eu o să încerc în seara asta, mai ales că râmele scoase aseară sunt pe terminate, n-am putut să scot foarte multe, erau țânțari acolo lângă mlaștina aceea cu apă. Am găsit astea 3 scuici, mai am câteva râme, poate mai prin ceva guvis pe seară și ne băgăm din nou la somn la noapte. O să revenim cu câteva imagini și pe seară Mircea continuă să-și facă nebunia cu carasul, a prins bine de tot. Nici n-a mai plecat cu barca nicăieri, a tras-o aici lângă mal, lângă mine și dă de aici, de pe fundul bărcii. Despre scoicile astea însă vreau să vorbesc și să vi le arăt. Excelentă mumeală. Da. A mai venit un jalou frumos, băieți. Probabil printre cei mai mari de azi. Acum la prânz a venit la un filet de plătică. O trăsătură relativ finuță, dar e chiar e un șalou frumos. Ușor. Asta e montura. Vino mai aproape ca să se vadă. Un cârlig simplu. Am ceva de la Fudo cu tijă lungă, o bucățică de plătică pe cârlig, un plumb de capăt de 80 de grame, nu mai mult, ceva simplu, trăsătură finuță, cum am zis, dar un șalou frumos, chiar frumos. Încă un șalou frumos, băieți, pânserat așa la bucățică. În total cred că e al 6-lea sau al 7-lea. Și pentru șalou pe lângă caras. Și pentru șalou a fost o zi excelent. Revenim la ceaun că suntem obosiți. A venit noaptea peste noi, băieți.
sincer suntem extenuați. Facem și noi un ceaon, că chiar a fost obositor azi. Chiar a fost obositor. Încă trăgea peștele pe seară, dar n-am mai putut, sincer. A fost o zi cum numai Dunărea poate să-ți ofere. De asta ne îndrăgostim de Dunăre. Am băgat lansetele pe somn, încă nicio mișcare, dar parcă aș mânca și m-aș băga în cort, sincer. A fost o zi superbă, tot ce înseamnă pescuit, vreme, companie, tot. A fost totul de vis. Sper să iasă și un film bun, atâta timp cât am luat destule cadre, dar n-am reușit să filmez și acum clar n-aș fi filmat orice pește, orice drill. Cred că am făcut esențialul prin ce v-am povestit și prin cadrele pe care le-am luat, atâta cât m-a ajutat și Mircea cât de cât cu filmatul. Am mai filmat și singur, dar sper să iasă un film bun din care să rămânesc cu ce am rămas noi. Cum v-am spus în primul film, încerc să vă aduc cu mine pe malul Dunării. Ne băgăm la masă și vă urez o seară liniștită. Încerc să mai filmez și mâine câteva chestii, le am în cap deja, să vedem cât îmi va permite și peștele. Vă doresc seară bună și ne vedem mâine cu captura. Neața dunărenilor, a venit și ziua de duminică, ziua plecării. Ne-am trezit târziu, oboseala după ziua de ieri și a spus cuvântul și acum e 10, ne-am trezit la 9, acum o oră. Orele bune de dimineață au trecut. Gâfui puțin că am urcat acest mal să-mi iau telefonul de la încărcat. Am picat repede de dimineață, 3 șalei frumoși, n-am filmat, eram super adormit. Aseară am reușit să prind vreo 10 guvizi cu minciocul pe aici pe lângă mal, n-am mai filmat. Dar probabil că știți deja procedeul, guvizii stau lipiți de substrat în imediata apropierea malului și doar ei cu minciocul, ca să zic așa. Am picat 3 șalei frumoși, n-am mai avut norocul la somn de noaptea trecută. Am folosit scoică și râmă șerpească și râmă albă din pădure, însă n-am mai avut nicio prezentare aseară, după cei 3-4 somontei frumoși din prima seară. Nu știu cât se observă, dar carasul deja dă în ele acolo jos. Ne-am trezit târziu, am picat repede 3 șalei, cum vă spuneam, toți exclusiv la guvid. Cu riscul de a mă repeta, am încercat să fac o partidă atipică, ca să zic așa. Am pescuit doar cu ce mi oferă Dunărea, fără să-mi cumpăr momeală. Am scos râme, șerpești și albe din pădure. Am găsit scoici pe malul apei, am prins guviz cu minciogul. Singurele momeli pe care le-am avut la mine au fost o cutie de porumb dulce și am găsit, din întâmplare, într-o trusă și o pungă de pufuleți. La acest porumb dulce și acești pufuleți, carasul a fost incredibil de activ. Vreau să vă mai precizez că sunt pe un loc găsit de mine și muncit de mai multe persoane. S-a muncit o zi de dimineață până seara, zi lumină la acest loc. Aici practic nu se ajungea la apă. Aici era acum acolo, nu se ajungea la apă. S-a muncit mult la acest loc și iată că să găsești un loc bun, ferit de marea majoritate a pescarilor, nebătut și nepescuit de multe ori de roade, locul ține pește clar. Am verificat de multe ori acest loc și cu sonarul în drumurile mele pe aici și am văzut că e un loc bun de pescuit. Am săpat și aceste trepte. Mergem ușor spre apă. Am 3 lansete la ucigașe și 3 pe șalău. La ucigașe, din ce văd acum, trage la 2 din 3. Ca idee, primul lanseu de dimineață, un caras și o plătică, deci 2 odată, adică la modul ăsta trage peștele. Apa e superbă azi, Dunărea ne-a oferit o zi jumate de vis, de vis pur și simplu.
Revenim în cel mai scurt timp. O să vă arăt și cam cum o să lăsăm locul la final, e foarte important. Despre asta vorbeam, aici s-a muncit toată bucata aceasta unde nu se putea ajunge la apă. Dar iată că de multe ori să fii un pic muncitor, harnic, să-ți găsești un loc. Mircea a început să scoată și la lansetele mele carași. Trage bine, trage bine carasul, chiar abia că poți să dai cu două. N-ai timp de țigară, n-ai timp de cafea, n-ai timp de mare lucru. Mircea are și el două lansete pe șalău băgate, n-a avut norocul meu, eu-s mai norocos la șalău. Mai stăm o oră, două, am prins pește destul. Am și eliberat o groază de pește și ciortan mic și strapazan mici. Cred că am eliberat vreo 3-4 strapazani, în total cred că am luat 10 șalăi, ceva de genul, dar am oprit 5 mai îmbrăcați, vreo 4 sau 5 strapazani, chiar și aproape de kilogram unii i-am eliberat. Revin cu încheiere și să vedem în ora asta care a mai rămas până la sfârșitul partidei de pescuit ce se mai întâmplă. Acum și exact ce am folosit pentru caras. N-am avut vierb, n-am avut râme. Benzar ananas. Probabil mulți dintre voi ați pescuit cu așa ceva. O să mai fac puțină nadă, că nu mai am. Pufuleții despre care vorbeam, de miere. Clasici, ba câte doi, că sunt din aceia mici. Și clasicul porumb dulce. Cam asta a fost rețeta succesului. Pe un loc bun, cu pește destul, nu trebuie mari monturi, mari fonfleuri, mari finețuri pentru capturarea peștilor de talie mică și medie.
clasic, ucigașe de caraș, un plumb de 80 de grame, un momitor de 20 de grame, am spus, am folosit benzar ananas, cârlig sus, cârlig jos, știți, montura a fost tot prezentată și tot dezbătută, doi pufuleți mici de miere, carasul adoră așa ceva. Încheiem partida, băieți, o partidă memorabilă. Cam ăștia sunt peștii frumoși ai partidei, băieți. Cum spuneam, am încercat o partidă la crab, la pește mare în general, la somn, la șalău și la crab. La crab n-am avut nicio prezentare. Ciortanul acela care bate spre 2 kg e prins la ucigașe de caraș și la pufulete. 3 somotei frumoși și încă vreo 2 eliberați. Șalăi, nu știu, cred că sunt 7 sau 8, am mai eliberat vreo 4-5 mici. Aceștia sunt peștii frumoși. Suntem două persoane. Eu mai dau pește și unei familii nevoiașe, vecin cu mine la casa de la țară, pentru cei dintre voi care credeți că iau prea mult pește. La mine toată familia mănâncă pește, vreau să lămuresc și chestia asta. Și cum spuneam, am niște copilași vecini care sar pe mașină când ajung acasă. Și de fiecare dată când vin de la Dunăre, au și ei porțelări de pește. O partidă frumoasă, zic eu, mi-am atins obiectivele așa cu ce mi-am propus, am luat și ceva somotei și niște șalăi destul de frumoși. Un weekend superb, una dintre partidele frumoase de anul acesta, vor urma și altele. Am în plan să fac o partidă de o săptămână la crab exclusiv pe locul acesta. Mircea pleacă spre portul Oltenița. Salut, Mircea! Am pupat, și rămânem cu acest peisaj, toată lumea pleacă spre casele lor. Dacă vă întrebați de ce au rămas bagaje acolo, un bun prieten a venit și pescuiește pe locul unde pescuiesc eu. Curățenie maximă, bineînțeles, am strâns toate bagajele, n-a rămas absolut nimic pe locul de pescuit. O partidă superbă, până data viitoare când ne vom revedea cu frumusețile Dunării. Rămâneți aproape și nu uitați, cel mai important, vă doresc sănătate tuturor și Dunărea te dezamăgește de multe ori, dar niciodată nu rămâne datoare.